Bună, eu sunt Laura și astăzi am hotărât să vă răspund la niște comentarii, dar nu la niște comentarii obișnuite, ci la cele care mi s-au părut foarte amuzante. Deci, haideți să începem. Primul comentariu sună cam așa. Cum ai făcut? Vin în vacanța de vară în București și încerc să te caut. Cum am făcut ce? Și, sincer, mă cam sperie că vin în vacanța de vară în București și încerc să te caut. Adică, mă rog, asta nu e o chestie foarte rea, nu m-aș spărea să mă întâlnesc cu voi, însă, cum am făcut ce? Asta îmi pune mai multe întrebări. Trecem mai departe. Eddie Spaghetti. Asta mi-a părut foarte amuzant pentru că Eddie mereu zice de spaghetti. E foarte obsedat de spaghetti și mereu mănâncă spaghetti. De-aia mi-a părut foarte amuzant. Cred că o să fie un pic de trigger pentru el. Eu te văd. Eu nu te văd. Știați că dacă mâncați o lingură sau o linguriță de scorțișoară, puteți muri. E foarte periculos. Asta mi-a părut foarte amuzant pentru că, dacă ar fi să o luăm după logica asta, jumătate dintre YouTuberi trebuiau deja să fie de mult morți. Și deocamdată trăiesc și eu și ei. Nu cred că a murit cineva dintre cunoscuții mei pentru că a mâncat o lingură de scorțișoară. Ăsta cred că a fost unul dintre cele mai ciudate comentarii citite vreodată pentru că sună astfel. Nesimțit-o, aia probabil sunt eu. Brândușa. Nu știu ce caută o brândușă. Miau, miau. Prosto. Am încercat să găsesc logica și cumva să leg aceste cuvinte, însă nu înțeleg. Nesimțită e brândușa sau brândușa e o pisică? Mai e și proastă pe lângă? Sau eu sunt și nesimțită și brândușă și miau-miau și proastă? Sau poate nesimțită e proastă și brândușă e miau-miau? Mă depășește. Laura, vorbești ca la știri. Ai dreptate. Aș vrea să vă prezint prognoza meteo. Astăzi în București va ploua. Va fi soare toată săptămâna, doar în weekend plouă, pentru că de ce nu? Cine te obligă să filmezi? Toți. Deci, acum, voi mă vedeți doar pe mine, însă în jurul meu e o mare haită de oameni, niște jandarmi, poliția, ambulanța, pompierii și toți mă obligă să filmez, pentru că dacă nu o să filmez, o să fiu închisă pe viață. Nu, nimeni nu mă obligă să filmez, tocmai de aia mi-a părut super amuzant. Cred că fiecare are dreptul să-și aleagă singur dacă filmează sau nu. Și îmi pare total ciudat să fii impus de cineva să filmezi ceva ce nu vrei să filmezi. Adică eu vreau să filmez și de-aia filmez. Make sense. Vlad Mihail. Handicapato. Nici măcar nu cred că pot să-l iau ca pe un hate, pentru că... Da. Apropo, acest comentariu îmi dă o idee genială cum să-ți faci subscriber pe YouTube, pentru că sunt sigură că funcționează. O abonare, primiți un iPhone 7. Un like, nu vă mai duceți la școală. Ați auzit, nu? Eu credeam că ești mama lui Betty. Am numai 17 ani. Și Betty are 5. Dacă aș fi fost mama lui Betty, înseamnă că aș fi născută la 12 ani. Ceea ce mi se pare foarte creepy. Următorul comentariu. Ce cancer? Cancer. Și sincer, dacă încerca să-mi faci hate prin asta, zicând încă cancer, nu m-a afectat absolut deloc, pentru că eu sunt zodia rac, iar în engleză asta e cancer. Deci, teoretic, da, sunt cancer. Tocmai am zis că sunt cancer, pentru că chiar sunt. Da. Niels Țâțe. Îmi pare rău să zic, dar nu am așa ceva. Mai departe. Dislike, ești cu i înainte de e, pentru că așa se scrie, ești satanică.
asculți rock. Sincer, nu credeam că există cuvântul satanică. Știam de un cuvânt similar, însă sigur nu e satanică, dar aparent sunt satanic. Par eu satanică, dar exista cuvântul ăsta în dicționar, dar totuși par eu. Oh, aici unul super amuzant. Am dat dislike pentru că ai zis. E, ai dat dislike pentru că ești bad boy. V-ați prins? Laura, râzi ca o capră. M-am amuzat pentru că e adevărat, chiar râd ca o capră. Însă mă miră că cineva a spus-o. Era și timpul. Și astea au fost comentariile pe care le-am găsit cele mai interesante și amuzante. Sunt sigură că sunt o groază, însă nu am avut timp să mă uit la toate cele anterioare. Însă vor mai fi câteva videouri în care vă mai răspund la genul ăsta de comentarii. Dacă v-a plăcut, sper să dați un mare like, un subscribe acolo jos, un subscribe pe contul meu de Instagram. Și desigur, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii care dintre aceste comentarii, știu, sună ciudat, să-mi scrieți în comentarii care dintre aceste comentarii v-a părut cel mai ciudat și amuzant, pentru că nu știu pentru care aș vota. Cred că cu ăla cu brândușa meau-meau, pentru că a fost total nonsens. Dar a fost amuzant. Deci, pa, pa, și abia aștept să ne revedem în video următor.